Bună seara, dragi oameni frumoși! Viață de artist, doar aici pe Iași TV Live, în fiecare sâmbătă seară, desigur, cu mine, Petrică Remus van der Ack. În această seară avem un invitat cu totul și cu totul special, așa cum sunt invitații fiecărei ediții a emisiunii Viață de artist. Dragilor, avem un tânăr profesor, un tânăr artist, un om deosebit, pentru că așa sunt toți oamenii care ne calcă pragul și o să vedeți că nu sunt doar vorbe în vânt și nici nu perii pe nimeni, pentru că invitatul nostru din această seară chiar așa este. Bună seara și bine ai venit, Robert, la Viață de artist! Bună seara, Remus, și mă bucur pentru această invitație. Chiar a rămas, bine, nu surprins, pentru că tu ai grijă întotdeauna ca oamenii care merită să fie alături de tine să participe la emisiuni frumoase moderate de tine și iată că ne vedem în sfârșit. Da, pe cum să nu ne vedem, mai ales că ne întâlnim la diferite emisiuni, pe la diferite televiziuni și desigur la diferite activități, zile de comună și pe unde mai apucăm să ne vedem și totodată chiar ești un tânăr mai mult, dacă putem spune, decât tânăr, dar nu știu cu ce putem asemăna pe tânărul Robert Damian, pentru că ai o activitate nu frumoasă, ci foarte frumoasă și destul de plină. Dar vom vorbi despre activitatea ta. Pentru început aș vrea să mergem acasă, unde s-a născut și a crescut Robert Damian. Robert Damian s-a născut la Târgu Frumos, contrar așteptărilor, prin faptul că oamenii mai cunosc din textul pieselor mele Cotnari, satul meu bogat sau Cântec de la Iași. Eu am fost născut chiar la mijlocul. Era mai aproape Târgu Frumos pe atunci, da. Sau? Da, păi este o poveste foarte interesantă. Avea spital atunci Târgu Frumos? Da. Mai are acum? Da, cred da? Că nu este, da. Și cred că acum nu știu, doar presupun că fiind și un oraș mai micuț decât... Da, tu fiind plecat, nu mai știu dacă mai este spital sau nu mai este, știi doar că te-ai născut la Târgu Frumos. Da, sau cum ai spune fratele meu, Mișto City. Mișto City? Da. Păi n-am mai reușit să mai ajung de la Cotnari la Iași și m-am oprit la mijlocul drumului. Am zis că aici vreau să cobor, doamnelor și domnilor, eu nu mai pot, e prea cald. Chiar pe 14 iunie de Cireșari. Și chiar Cireșari, eram în livadă când a început toată chestia. Da, bine. Deci mama era în livadă. Mm-hmm. Da, a fost nerăbdătoare, voia să mănânce cireșe mai devreme de termen. Și Robert, după Târgu Frumos te-ai întors înapoi la Cotnari. Da. În satul Cotnari. Cât timp ai stat acolo? După cât timp ai venit în Iași? După cât timp v-ați mutat în Iași? Pentru că știu că acum locuiți în municipiu, în oraș. Da, bine. Noi, așa ca și locuință, noi din totdeauna am stat. Adică eu, de când m-am născut, am stat în Iași, doar că eram în chirie, nu aveam ceva al nostru, mai ales că tata fiind din Botoșani, mama fiind din Cotnari, bine, ei au făcut studiile la Iași, dar nu erau încă stabiliți acolo, după care, cred că undeva la o săptămână după ce m-am născut, am stat la Cotnari și după ce am plecat la Iași. Culmea, primul drum pe această lume, la Cotnari l-am făcut. Și se pare că drumul meu a fost hărăzit numai de lucruri frumoase. Robert, și la Cotnari cum a fost? Cum îți amintești tu zilele copilăriei tale de la Cotnari? Oh, dacă am stat să povestim zilele copilăriei, n-am mai plecat de aici. Nu-i problemă, facem ediție după ediție. Cu drag, uite, facem câte luni are anul? 12, în fiecare lună mă găsiți aici la Remus. Da. Să știi că au fost foarte frumoase zilele, mai ales că bunicul meu avea și stână, avea și velniță și, bine, avea mai multe livadă vie și începând din ultima zi de școală, până în prima zi de școală, toată vacanța mi-o petreceam la bunici. Cel puțin primii ani din școala generală, din clasa 1 până între a 4-a, chiar și un pic dintre a 5-a, i-am făcut la Cotnari și mergeam de dimineață de la 6, ne trezeam cu bunicul. De multe ori mă lăsa acasă pentru că spuneam, unii se trezește și nepotul la ora asta, lasă-l să mai doarmă. Și mergeam la stână, ne opream, aveam un magazin la gura Cotnarului și ne opream dimineața și spunea,
Roberțelu, ia ce vrei, plătește bunico. Ma, și îți dai seama că ai mei nu cumpărau atunci, nu-mi intrau chiar în voie. Și intram, tot ce cădea pe mâna mea, înghețată, pofuleți, tot ce cădea. Și chiar am fost printre privilegiații acestei generații, pentru că, uite, stau și mă uit la generația care vine din urmă, de la frații mei. Bine, ei încă au mai prins un pic din tradiții și din chestiile astea, dar cei care vin mai mici nu mai știu ce aia o căruță, nu știu ce aia un faiton, nu știu că Willis merg prin strung, nu știu că cum se face cașo. Adică sunt copii care nu știu că vacă dă lapte. Mai Robert, să știi că nu doar copiii ăștia mintite, să știi că și eu mă aflu printre ei, că multe îmi lipsesc. Da, și bine, îți dai seama. Și nu le știu din tradițiile și obiceiurile părinților, mai ales a bunicilor. Da, dar ești cât de cât familiarizat cu chestiile astea. Adică puțin, nu poți, pe aici, pe acolo. Ești tu modest acum, lasă, că noi ne cunoaștem. Da, și au fost foarte pline de muncă, de soare, de căldură. Și țin minte cât era ziua de lungă după ce ajungeam cu bunicul de la treabă, începea joaca. Nu contează, în deal, în vale, desculț, încălțat, pe ploaie, pe asta. Eram copii atunci, nu mai conta cu cine ne jucam, de unde veneau sau așa. Eram, nu conta haina de pe noi, conta dacă te plăceam sau nu. Asta era singurul criteriu era. Dacă era acolo energia bună din toate părțile. Da, de exemplu, dacă tu te duci la o petrecere și simți că nu îți place atmosfera... Da, eu mai aș pleca acasă, cât mai exact. Repede, indiferent... Da, și asta, adică a fost, mi se pare că și suntem o generație care s-a bazat pe partea morală. Adică nu am ajuns încă la stadiul acela. La interes, nu? Încă n-am ajuns acolo. Mai Robert, eu am ales și o temă. Cadru didactic și artist. De unde? De acolo, de la Cotnari? Cum te-au îndemnat ai tăi să fii cadru didactic, artist? Văd că pentru că le împletești pe ambele. Și pe lângă celelalte lucruri, student și, desigur, activitățile pe care le mai ai. Acum, în momentul de față, ești profesor la școala... Academia de Talente a Alexandrei Amaranda, care este chiar aici, în centru. Și acum chiar am terminat și licența, deci sunt licențiat cu ești nota licențiat. 10. Felicitări, bravo! Mulțumesc bravo. Frumos! E mare lucru! Da, și modulul pedagogic terminat. Acum mă voi înscrie la modulul 2 din toamnă și la master, după cum ai spus mai devreme. Să știi că nu a fost ceva plănuit drumul ăsta al cadrului didactic, ca să spun așa. A fost ceva care a venit ca o propunere. A venit Alexandra și mi-a spus, uite, eu am încredere în tine, te-am urmărit pe parcursul a câțiva ani de zile, a 4 ani de zile de când ne cunoaștem și aș vrea, dacă ești de acord, să colaborăm pe partea asta de canto popular. Și a spus că am încredere în tine, adică știu că dacă o să cadă cineva pe mâna ta, nu vei fi dezinteresat sau nu îl vei lăsa în plata lui. Și am zis că nu mă simțeam pregătit, pentru că în orice meserie, când începi să studiezi mai mult și mai mult și mai mult, îți dai seama cât de puțin știi de fapt. Dar am zis că, măi, sunt fel și fel de profesori pe lumea asta, și alții mai buni, alții mai răi, nu contează, nu judecăm acum, dar până la urmă contează copilul dacă se înțelege cu tine. Dacă aveți o conexiune și el simte și înțelege ceea ce vrei să-i spui, nu contează cât de complex sau cât de simplu vorbești. În momentul în care te-ai dus și ai cântat în fața unui public și ți-ai rezolvat de-a lungul a 3 luni de zile înaintea spectacolului niște probleme, atunci mă declar unul mulțumit. Să știi că au venit foarte mulți copii la mine cu probleme de vibrato, cu probleme de respirație, cu probleme chiar și de text. Și am rămas un pic așa, un pic uimit, pentru că nu mai este răspunderea aia dinainte, când știai că trebuie să te duci cineva, că băi, am de învățat bucățica asta, după care bucățica asta, le leg și așa mai departe. Bine,
Acum, în ziua de azi, programul copilului este foarte încărcat. Eu mă uit când fac ore cu copiii mei, trebuie să mă încadrez într-o bucățică, că după aceea mai au pregătire la cutare, sau mai au activități extracurriculare pe lângă canto. Și ei vin și fac canto popular de plăcere. Și am câțiva copii cu care am lucrez deja de un an de zile și se vede că vin de drag, adică nu vin doar pentru că mi-a spus careva că hai să mergem la Robert Damian că știe spre dea, sau hai să mergem la Robert Damian că e prietenos, sau hai să mergem la Robert Damian că nu știu ce. Nu, oamenii au venit pur și simplu de... au fost interesați să vadă cum lucrez, dacă le-au plăcut bine, dacă nu le-au plăcut nicio problemă, poate este vina mea, poate este vina lor, nimeni nu o să știe. Deși nu am avut cazuri până acum să pățesc, dar consider că fiecare elev este cu profesorul lui. Nu poți să te înțelegi cu toți, nu cu toți poți să vorbești la fel și trebuie fiecare om, pentru că noi suntem unici, fiecare în felul nostru, nu poți să explici același lucru la fel pentru fiecare. Unul îi explici cu flori, altul îi explici cu extraterestri, altul cu steluți și tot așa mai departe, după percepția fiecăruia. Robert, tu ce fel de profesor ai avut? Să știi că am avut profesori riguroși în, atât în liceu cât și în, în școala primară, dar pe lângă toată rigurozitatea asta o prietenie foarte, foarte, foarte bună. Adică după ani de zile încă mai țin legătura și cu doamna învățătoare Mihaela Sandu de la școala Otilia Cazimiru, ne-am făcut 1-4, cu doamna profesor Diana Neacșu de la, Colegiul Național de Artă Octav Bănțișă din Iași, și oameni care m-au marcat nu doar prin rigurozitatea și profesionalismul lor, dar dacă a fost vreodată o problemă de concurs, de atestat, de orice lucru de pe partea profesională, oamenii s-au implicat, adică n-au spus nu. N-am putut să zicem cu o dată să merg la un concurs din cauza problemelor financiare, pentru că erau multe deodată. Au spus nu, tu trebuie să mergi la concursul ăsta, eu îți plătesc pentru că tu sigur vei avea de beneficiat de pe urma lucrurilor acesta. Și așa a fost. Adică mereu am pus cuvântul lor mai presus de ceea ce credeam eu. Și iată că după ani de zile au dat roade în pofida faptului că mai spunem o dată, mai... nu știu, canto clasic, este greu, oare o să fac față, oare... Deci parcursul tău de la Cotnare, ai plecat așa frumos, să vin la Otilia Cazimir, Colegiul Național de Arte Octav Băncilă și George Enescu, da. Canto clasic. Da. Păi și cum e cu canto clasic și muzică populară? Mie mulți mi-au spus că odată ce te-a pus să cânti muzică clasică, nu prea poți să mai cânti folclor. Depinde acum. Aici nu pot să mă pronunț din alte puncte de vedere, mă pot pronunța doar din punctul meu de vedere. Pe mine m-a ajutat mult canto clasic, adică mi-a rezolvat niște probleme de respirație. Acum reușesc să țin strofele până la capăt sau la doină, să le lungesc, să le susțin. Probleme de articulație a textului, probleme de intonație, pentru că nu toți suntem perfecți. Nu ne iese din prima fiecare lucru și trebuie studiat. M-am învățat ce înseamnă etica profesională, cum să studiez în primul rând corect, cum să nu studiez prea mult, ca după aceea să răgușești, să rămâi pe tușă câteva săptămâni sau chiar luni de zile. Adică sunt niște elemente foarte bine conturate în canto clasic, care se aplică și în canto popular. Și culmea, o să observi că multe personalități, artiști, interpreți din muzica populară, au făcut și canto clasic. Și au ieșit mult mai, nu că mai învingătoare, au fost mai remarcați. Au ieșit în evidență altfel datorită studiilor avute sau le-a ajutat mai mult studiile ca să-și pună în valoare talanții pe care ei îi au? Studiile i-au ajutat mult pentru că, cum spunea și a fost cândva o reformă, lui Titu Maiorescu, combaterea formelor fără fond. E ca o casă. O casă care nu are pereți, nu-i poți pune acoperiș. Așa și oamenii. Degeaba
ai o voce frumoasă, degeaba cânți, dacă nu știi ce cânți, cui cânți, despre ce cânți, adică trebuie, pe lângă vocea frumoasă, trebuie să și transmiți. Tu știi lucrul acesta. Când ai văzut, când am fost în cadrul festivalului La Țibănește în Pridvor, ai văzut, ai simțit publicul, ai știut cum să transmiți, ai știut pe cine să ochești din public, ai știut cui să te adresezi. Adică lucrurile astea se simt. Măi, acolo, din prisma de prezentator, mai mult am prezentat. De cântat am da, dar cântat. Te-ai făcut remarcat? Aici voiam să ajung. În momentul în care măi, omul Robert, nu contează... Eu n-am cum să mă fac remarcat. Om de 100 și ceva de chile și negru, așa, adică e imediat în evidență, știi? La mine... Da. La, hey, imediat mă remarcă omul. Adică, na, și... construcția mea, dar mai ales culoarea fieței. Ești un voinic, ești voinic, cum erau flăcăii lui Ștefan cel Mare, voinici. Voinici, da. Și Ștefan și Ștefan în luptă. Da. Da, așa este, ai dreptate că na, oamenii se fac remarcați doar prin muncă, prin atenție și prin tot ceea ce ai spus tu. E nevoie de multă muncă și mai ales răbdare. Da. Nu, fără răbdare nu faci nimic. Nu poți... Chiar ăsta este primul subiect pe care îl dezbat cu părinții când vin prima dată la Academie. Le spun, noi începem lucru. Copilul are material. Deci are calități vocale, are ritm, are intonație. Vedem ce mai putem adăuga în plus ca să-i dăm valoare. Dar rezultatele nu se obțin de pe o zi pe alta. Poate să nu se obțină peste o lună, peste un an, peste doi, peste trei, poate de-abia peste cinci, dar contează consecvența studiului. Dacă degeaba repeți azi de 10 ori, îți iasă brici și după aceea peste 6 luni vrei să spui, a, dar am făcut-o cu mult timp în urmă și mie sau știu. Robert, am o întrebare, poate intru așa mai... E întrebare roșie. A, întrebare roșie. Vin copii care au studiat poate la un profesor de-a tău și pleacă de la un... Deci, copii care au studiat cu un fost profesor, da, și pleacă de la fostul profesor al lor și vin la tine. Și fostul lor profesor a fost și profesorul tău. Să știi că am avut cazuri. Nu, întâmpin dificultăți acolo. Profesorul se supere, să te sune, măi, mi-ai furat elevii. Ce? Da, am pățit, am primit, bine, nu telefon, nu verbal, când ne-am întâlnit față în față, dar nu consider că n-a fost furat de ele. Da, n-am furat pe nimeni, plus că și dânsa a conștientizat faptul că nu m-am dus eu și am tras copiii, veniți la mine că vă promite o mare acusare sau ceva. Nu. După cum am spus și mai devreme, fiecare copil are profesorul lui, ca și fiecare artist are publicul lui. Nu poți, de exemplu, eu m-am înțeles foarte bine cu un anumit profesor, care poate pentru alții era, nu știu, o nulitate în fața lor, în fața oamenilor de specialitate. Dar dacă pe mine m-a făcut să înțeleg niște lucruri, mi-a dat niște... noțiuni de bază. Iar de la noțiunile acelea de bază eu am reușit să înfloresc mai departe și să produc ceva, mi se pare că am fost mult mai câștigat decât un profesor care are o activitate fulminantă, are la activ nu știu câte spectacole sau nu știu câte premii, dar el nu are timp să lucreze cu tine sau când lucrează este dezinteresat sau alte lucruri. Adică acum este din perspectiva fiecăruia cum privește situația aceasta. Profesor bun, elev bun sau elev mai puțin bun și invers. Adică nu mă pot pronunța din acest fapt. Am înțeles. Deci nu a fost o întrebare atât de roșie. Nu a fost o întrebare atât de roșie, dar mă bucur că ai adus-o pentru că am mai pățit să fiu întrebat dacă am probleme cu copiii care vin de la alți profesori. Am spus că nu, atâta timp cât și de la mine, dacă ar pleca cineva, eu nu o să mă supăr pentru că, în primul rând, știu că am dat tot ce am putut pentru acel copil. Dacă n-am putut să fim pe aceeași linie de undă, pe același criteriu de profesionalitate, asta nu este vina nici a lui, nici a mea, nici a ei. Adică, efectiv, nu s-au aliniat astrele, ca să spun așa.
Robert, vreau să-mi povestești mai multe despre anii tăi de studenție, pentru că oamenii cu siguranță au văzut imagini frumoase cu tine și vopsit pe cap și în tot felul de costumații. Sunt eu curios, dar uite și, uite, chiar și aici acum vorbeam despre... sunt eu curios, dar mai ales ce e de acasă. Tu ai făcut muzică sau teatru? Să știi că nu pot să-ți răspund la asta, pot doar să-ți spun că am încercat să le îmbin pe amândouă cât mai bine. În legătură cu anii de studenție, ce pot să spun? Am fost elev al doamnei conferențiar universitar dr. Cătălina Chelaru din cadrul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice. Aici puteți vedea câteva poze din spectacolele pe care le-am susținut alături de domnul Andrei Hrubaru, conferențiar universitar doctor, la spectacolul Bastian și Bastian din martie, chiar anul acesta, dacă nu mă înșel. Aici domnul Ștefan Pitrie. Da. Un mare artist al nostru, al Iașului, și da, îl salutăm, pentru că dacă a prins această emisiune, nu a cântat pe undeva, cu siguranță el ne va suna și ne va spune dacă a fost bine sau nu a fost bine. Da. Aici câteva cadre din timpul filmărilor, filmări la care am participat împreună. Da. Aici din cadrul Podcoavei de Aur 2023 de la București, iar emisiunii la care am participat împreună. Iar revenind la partea studenției, am fost unul din puținii privilegiați care au prins chiar multe proiecte, atât din punct de vedere al unui membru într-un cor, cât și din punct de vedere al unui solist. Am avut colaborări cu Opera Națională Română din Iași, la spectacolele AIDA, am avut colaborări tot așa cu între universitate și Opera Națională, și am avut primul meu rol solistic în cadrul operei O Noapte Furtunoasă de Paul Constantinescu, unde l-am jucat pe Jupân Dumitrache. Dacă veți urmări cu atenție pozele, veți vedea câteva cadre din acel spectacol. După care, chiar prima poză când am discutat noi în sacul acela crem, am fost cooptat la lucrări de dizertație, la lucrări de licență, și acolo era una dintre primele opere lucrate cu cei mai mari, ca să spun așa, pentru că am fost cooptat și în ani mai mari din lipsă de voci, pentru că nu în fiecare an găsim toate tipurile de voci. Aici că elevii mei. Și cu ce te-a ajutat pe tine aceasta, toată această experiență și a teatrului, da? O putem numi așa, da? Și a teatrului. Da. Nu a fost greu să ții minte atâtea texte, să... Doamne! Să știi că este o mai mare presiune partea muzicală, cum ai spus tu, și texte și linie melodică, pentru că noi la populară știm. Strofă, refren, strofă, refren, strofă, refren, codă și s-a terminat piesa. Până la urmă o repete 7.000 de ori. Dacă... Da. Eventual când se termină, dacă oamenii mai cântă, mai cântăm încă o dată cu dumnealor. Ei bine, la canto clasic nu e atât de ușor. Acolo sunt puține lucrări, puține arii se repetă din punct de vedere muzical. Fiecare are personalitatea ei, ca să-i spun așa. Fiecare necesită, de fapt pune probleme ce se doresc a fi rezolvate prin anumite exerciții de respirație, de dicție, și este mult mai greu să te pregătești pentru o arie 6 luni, 3 luni, 2 luni de zile în funcție de dificultatea ei, decât să pregătești un cântec popular o săptămână sau două, lucrat intens. Robert, scuză-mă, trebuie să ne oprim puțin, pentru că deja prima parte a emisiunii Viața de Artist s-a terminat, dar vorbim pentru că m-ai captivat și uite, n-am mai ținut cont de cum trece timpul și trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Viața de Artist, îndată, dragilor, revenim și vorbim despre ceea ce face, ceea ce a făcut Robert la facultate.